Cornel, mulțumim. 70% dintre români ar vota pentru menținerea României în Uniunea Europeană, arată datele unui sondaj realizat de Avangard la comanda G4 Media. Rezultatele arată însă și o încredere scăzută față de liderii europeni, dar și față de instituțiile europene. 70% dintre români ar vota pentru rămânerea României în Uniunea Europeană dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum. Doar 13% ar vota pentru ieșire, iar 12% declară că nu sunt hotărâți. Rezultă dintr-un sondaj realizat de Avangard la comanda G4 Media. La întrebarea "Credeți că în viitor România s-ar dezvolta mai bine ca parte a UE sau în afara ei?" 69% spun că România s-ar dezvolta mai bine ca parte a UE și doar 13% în afara ei. 60% dintre cei intervievați spun că au mai degrabă o părere bună despre Uniunea Europeană, 8% foarte bună, mai degrabă proastă 19% și foarte proastă 2%. Din grafic rezultă că încrederea românilor în UE s-a prăbușit odată cu debutul pandemiei, când Bruxelles-ul a introdus reguli stricte de călătorie condiționate de vaccin. Potrivit sondajului, în 2020 se aflau încă în media europeană când erau întrebați dacă apartenența la UE este un lucru bun. 55% România, 59% media europeană. Dar de atunci diferența a crescut constant. În timp ce la nivel european încrederea în UE a crescut, în România s-a prăbușit constant. Și mai multe despre sondaj aflăm de la Vladimir Ionașe, sociolog Avangard. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Așadar, 7 din 10 români, iată, vor să rămânem în Uniunea Europeană. De ce? Și ce îi face pe ceilalți 3 să aibă o părere diferită? Pentru că cei mai mulți dintre români înțeleg beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană. Cred că este extrem de important faptul că un procent extrem de mare dintre români sunt în continuare pro-europeni și consideră că este mult mai bine pentru România să facă parte din familia europeană. Ne arată și un lucru care, din păcate, a ținut capul de a fi și în ultima perioadă referitor la un posibil euroscepticism în România. Iată că acest lucru nu este adevărat. Una este să ai o opinie negativă despre modul în care funcționează Uniunea Europeană sau despre modul în care este condusă Uniunea Europeană și alta este viziunea referitoare la apartenența României la Uniunea Europeană. Deci nu putem vorbi despre un euroscepticism. Și doar de o nemulțumire, la fel cum este o nemulțumire față de modul în care e condusă România sau alte instituții. Ce a determinat, iată, totuși această scădere a românilor a încrederii în liderii europeni și în instituțiile europene? Ca urmare a pandemiei și a modului în care s-a comunicat și s-a discutat pe acest subiect, în perioada pandemiei, evident că cade și procentul celor care sunt mulțumiți și au încredere în modul în care este condusă Uniunea Europeană. Dar să știți că procentele sunt mult mai mari și decât în și în celelalte țări europene. Nu ar fi o surpriză. Am văzut sondaje de opinie realizate de case importante din Germania, Italia, Franța, care arată procente mari ale celor care sunt nemulțumiți de modul în care Uniunea Europeană este condusă și modul în care a fost gestionată pandemia la nivelul Uniunii Europene. Sunt și românii, iată, care consideră că țara noastră s-ar dezvolta mai bine în afara Uniunii. Cum să privim această opinie? Da, e un procent infim și e natural în orice societate. Există și oameni care consideră că ar fi mai bine în afară, că ar fi, nu e o surpriză și e dificil să înțelegem dintr-un sondaj de opinie care sunt resorturile care îi fac să vadă lucrurile așa. Acolo e nevoie de tipuri de cercetare calitativă unde să vorbești direct cu acei oameni pentru a înțelege exact care sunt motivele pentru care văd lucrurile în acest fel.